Existența gropilor din asfaltul giurgiuvean nu mai este o noutate pentru cetățenii orașului. Însă cine are de suferit de pe urma acestor șleauri este clar de înțeles că doar cetățeanul de rând. De regulile care implică o astfel de lucrare în carosabil nimeni nu ține cont. Pe fondul zicalei că la Giurgiu umblă câinii cu covrigi în coadă, se pare că merg și firmele care execută astfel de lucrări. Nerespectarea criteriilor legate privind afișarea și semnalizarea gropilor este întâlnită la orice lucrare de acest gen. Un exemplu poate fi și lucrarea din strada Academician Mironiculescu efectuată de societatea APA Service. Deși lucrările sunt gata în proporție de 80%, nici în acest moment nu este afișat un panou cu datele firmei și termenul de finalizare. Vestea bună vine însă din partea primarului Nicolae Barbu, care anunță că se va schimba calimera de anul viitor. Vom schimba începând de... Deci în ianuarie vor intra aceste amenzi pentru depozitarea de gunoi, de materiale pe domeniul public. Până la urmă, orice încălcare a normelor, a tot ceea ce înseamnă o conviețuire, a regulamentelor sau legii, sau spuneți cum o vrea, trebuie sancționată. Și dacă îl sancționezi cu un milion sau cu trei, nu-l doare. Dar dacă îi dai 30, 50, 100 de milioane, credeți-mă că o să simtă. În vizorul primăriei intra și societatea Virom, cea care distribuie gaze în Giurgiu. Potrivit primarului, firma încasa bani în avans de la cetățenii care doreau să se racordeze la gaze încă din aprilie, dar nici până acum branșamentul nu este făcut. În urma acestor nereguli, primarul Nicolae Barbu a declarat că această firmă nu va mai primi autorizație de construcție pe un an sau doi, ci decât pe perioade scurte. Până în prezent, primăria nu a amendat nicio astfel de firmă pentru că amenziile sunt prea mici și nu le-ar afecta cu absolut nimic. Până anul viitor, când se vor lua măsuri în această problemă, orașul Giurgiu poate fi numit și orașul gropilor.